Beneficiarii de subvenționare a 5 metri cub de apă lunar au la dispoziție 3 luni pentru a-și reactualiza documentația. Aceștia obligația ca până la 31 martie să depună la Direcția de Protecție și Asistență Socială Slatina documentele justificative, ce atestă componența familiei și veniturile realizate. Deci timp ar fi suficient, însă deocamdată beneficiarii nu s-au înghesuit să se achite de obligațiile impuse de autorități. Aici se încadrează toți slătinenii care nu realizează lunar un venit mai mare de 1000 de lei per membru de familie. În acest moment, în Slatina, sunt peste 1000 de care beneficiază lunar de subvenționarea 5 metri cub de apă. În primele trei luni ale anului, pentru cei care sunt deja în uh, drept, deci primesc acest drept lunar, trebuie să facă o actualizare a datelor pe care, sau de fapt, a documentelor pe care le-au depus în uh, dosar în anul anterior. Astfel, în condițiile în care sunt uh, modificări, vor trebui, să, uh, vor trebui să aducă documentele de modificare. În cazul că nu sunt modificări, nu se semnează decât declarația privind menținerea datelor înregistrate anterior. Deci este simplu și frumos. De ce primele trei luni ale anului? Pentru că până la 31 martie se plătește impozitul către bugetul local. Și aducând acel document, vedem dacă sunt restanți pe anul anterior sau nu. În condiții în care au restanțe, vor trebui fie să plătească aceste impozite către bugetul local, fie să renunțe la dreptul pe care, se, pe care autoritatea locală îl acordă din banii celorlalți cetățeni. Slătinenii care se încadrează în cerințele autorităților pot solicita acordarea acestui ajutor financiar pe tot parcursul anului. Prima condiție este cea legată de venit. Primesc ajutorul de la stat doar familiile ale căror venituri nu depășesc 1000 de lei per membru. De asemenea, autoritățile locale acordă subvenția la apă doar slătinenilor care nu dețin mai mult de o locuință și nici autoturism. Ca să dovedească această limită de venit, normal că trebuie să depună documente privind aceste venituri, de unde, de la sursă, da? Cupoane de pensie, adeverințe de salariați, fiecare de pe unde își poate cumula veniturile. Trebuie să depună documente privind componența familiei, adică certificate de naștere pentru copiii minori, acte de identitate pentru cei majori și pentru copiii care au împlinit vârsta de 14 ani trebuie să depună documente privind, adică, de fapt, privind înregistrarea bonurilor la direcția economică, pentru că cu acel certificat de, de rol fiscal se dovedește și faptul că au plătit datorile către bugetul local, pentru că banii vin din buget local la acest tip de ajutor. În cazul în care beneficiarii de gratuitate la apă nu-și plătesc impozitul, aceștia trebuie să demonstreze că nu au venituri suficiente pentru acest lucru. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele interesate nu trebuie să dețină mai mult de o locuință și nici terenuri sau conturi bancare. În cazul în care documentația nu este reactualizată până la 31 martie, dosarul aflat în plată este suspendat.